Unul dintre cei mai mari prozatori români, Nicolae Breban, a venit la începutul săptămânii la Iași pentru a lansa cel mai recent volum, intitulat Viața mea la Biblioteca Academiei Române. Nicolae Breban a debutat literar în revista Viața studențească în 1957. 8 ani mai târziu, publică primul său roman, Francisca, tradus în bulgară și rusă. Cine poate să se mândrească, cu excepția lui Iisus, că a înțeles necesitatea morții, apariția existenței, apariția conștiinței? Cine poate să laude că a înțeles biografia acestui animal, Homo sapiens sapiens, care singurul din milioane de specii evoluează, dar știm noi bine dacă evoluează, sau o formă a distrugerii grandioase, spectaculoase? Cine a înțeles nevoia, apariția sau dispariția zeității și a zeilor, sau necesitatea zeului? La eveniment au luat parte și Emil Brumaru, Mircea Platon și Bogdan Crețu. Încerc de fiecare dată să-mi fac, când invit pe cineva la Iași. Bineînțeles, în primul rând trebuie să-mi placă persoana pe care o invit. Pentru că nu mă obligă absolut nimeni, niciodată, să invit pe cineva. E o libertate a mea pe care eu mi-o acord mie însumi, dacă pot spune așa. Deci trebuie să-mi placă cineva. Foarte greu să nu-ți placă Nicolae Breban. A semnat scenariul filmului Răutăciosul adolescent, precum și scenariul și regia filmului Printre colinele verzi, inclus în selecția oficială a Festivalului Internațional de la Cannes.